În acest video discutăm despre măsurarea glicemiei cu glucometru. La sfârșitul acestui video vei ști ce este un glucometru sau glucotest, care sunt locurile de elecție pentru măsurarea glicemiei, materialele necesare, pregătirea pacientului, tehnica și accidentele care pot surveni. Bine ați venit pe pagina de nursing, ghidul complet al asistentului medical generalist, locul unde vei înțelege foarte ușor patologii din diverse ramuri medicale, tehnici de nursing și intervenții ale asistenților medicali. Așadar să începem. Ce este glucometrul? Glucometrul sau glucotestul este un sistem de test de asistență pentru investigarea nivelului de glucoză în sânge. Este utilizat în special pentru pacienții cu diabet zaharat, mai ales la domiciliu, dar și în condiții de spital sau în urgențe pentru determinarea rapidă a glicemiei. Glucometrul are la bază o tehnologie avansată care permite monitorizarea glicemiei simplu și precis într-un timp foarte scurt. Glucometrul este un sistem performant de măsurare a glipcemiei și are avantaje unice. Prelevarea probei de sânge din zone alternative, cantitate mică de sânge, înțepare fără durere și precizie. Locuri de elecție Glucometrul poate preleva proba de sânge capilar necesare testării din zone alternative, de obicei din pulpa degetului, din lobor urechii sau din regiunea calcaneană la sugari. Glucometrul necesită pentru analiză o probă de sânge de cantitate redusă. Gladul de eroare este foarte mic, de aproximativ 0,1%. Funcția capilară este nedureroasă datorită construcției speciale a dispozitivului de înțepare al glucometrului, acolo acestui având o cursă calculată cu exactitate. Materiale necesare: glucometru, tester, dispozitiv de înțepare, mânuși, comprese sterile, paduri dezinfectante și plasturi post-injecție. Pregătirea pacientului pentru măsurarea glicemiei cu glucometru. Se explică necesitatea efectului procedurii. Se obține consimțământul pacientului și se explică procedura pentru a-i reduce anxietatea și neasigura de cooperarea acestuia. Se asigură intimitatea pacientului dacă este cazul și se poziționează pacientul cât mai comod. Mâinile pacientului trebuie să fie spălate cu apă caldă și săpun și apoi șterse și uscate. Nu se folosesc soluții antiseptice deoarece pot influența negativ măsurătoarea. Tehnica măsurării glicemiei cu glucometrul. Asistentul medical se spală pe mâini și se dezinfectează, își pune mânușile de unică folosință. Înainte de a preleva o probă de sânge din pulpa degetului, locul prelevării trebuie să fie uscat, cald și curat. Dacă este necesar pentru dilatarea capilarelor, se pot aplica comprese calde timp de câteva minute sau se poate lăsa brațul în jos pentru favorizarea circulației sângelui. Se pregătește o bandă de test din folie și se montează la grucometru. Acestea sunt de unică folosință. Ele se introduc cu partea cu linii negre în fanta aparatului. În momentul în care testul este introdus în dispozitiv, pe ecranul acestuia o să apară un mesaj. Aplicați picătura sau o picătură care va indica acest lucru. Ceea ce înseamnă că aparatul este gata pentru aplicarea sângelui pe capătul testului. Pentru puncția capilară se utilizează dispozitivul de înțepare al glucometrului sau un ac steril. Se funcționează locul dintr-o singură mișcare scurtă și rapidă, pentru a se obține o picătură de sânge din pulpa degetului. Atenție, nu se stoarce locul înțepării, pentru că acest lucru poate influența rezultatul. Se atinge picătura de sânge de zona albă din capătul testului, asigurându-ne că este o cantitate suficientă de sânge, apoi se așteaptă câteva secunde până când aparatul va afișa rezultatul. Dacă aparatul nu afișează rezultatul, înseamnă că nu s-a aplicat o cantitate suficientă de sânge pe banda de test. Se poate aplica o a doua picătură de sânge pe banda de test, dar la cel mult 30 de secunde de la prima aplicare. Dacă nici în acel moment nu se afișează rezultatul. Testul trebuie să fie repetat utilizându-se o nouă bandă de test. Rezultatul testării apare pe ecranul de afișaj și este stocat și în memoria glucometrului. Se notează rezultatul afișat în dosarul pacientului. După recoltare, se aplică un tampon cu alcool și se menține compresie pe locul funcționării până când se oprește sângerarea. Glucometrul se va opri automat după ce este scoasă banda de test din fanta dispozitivului. Se colectează materialele folosite în containere speciale conform precauțiilor universale. Asistentul medical se spală pe mâini și notează procedura în dosarul pacientului, și anume numele asistentului medical care a efectuat testarea, data, ora și valoarea înregistrată. Accidente și incidente care pot surveni: introducerea prea profundă a acului, infecții locale în cazul nerespectării regulilor de asepsie, durere vie și intensă datorită atingerii unui nerv. Observații. Glicemia plasmatică și cea capilară sunt similare atât timp cât măsurătorile sunt efectuate în condiții de post alimentar, însă post prandial valorile se modifică, în sângere capilar glicemia având în mod constant valori mai mari. Valori orientative